Dintr-un duel liniștit cu Aer de Vacanță a devenit unul pe viață și pe moarte. Iașul simte că poate furniza marea surpriză în play-out și a trecut la atac imediat după meciul pierdut aseară la Târgu Jiu 100-108. În urma la ce s-a întâmplat aseară, clar am vrut să mă bat și astăzi, dar Târgu Jiu recunosc că a trebuit ajutat în această seară. Cine știe, cred că înțelege. Deci Târgu Jiu a trebuit ajutat în această seară. Atâta tot. Da, dar o să vedeți. Luni, o să auziți, luni, marți, când o să vină la Iași, totul și totul altceva. Moscalu prinde tupeu după victoria de miercuri și nu ezită să apeleze și la jocuri psihologice. Antrenorul ieșenilor pune la îndoială calitățile de antrenor ale sârbului Nicolici. Au o echipă extraordinară. Dacă aveam această echipă, nu ajungeam în play-out. Pentru mine este ultima șansă și de aia și m-am agățat. Pentru că mult mai greu îmi este mie să mă bat pentru retrogradare decât Târgu Jiu. Sunt toate premisele astfel să se lase cu scântei în cele două meciuri de la Iași. Ambii antrenori sunt convinși că se vor califica mai departe. No, I think sure we win one game in Iași, I'm sure. Because really now we have 3-4 days is good preparation for defense. Defense is problem. Look, without Darby we score 108 points. Nu crede că se va ajunge la așa ceva, pentru că se știu că la Iași vom câștiga cel puțin un meci. Dacă ne uităm la tabela, am scris 108 puncte astăzi fără lui Darby. Problema este în apărare, nici Iași nu se apără foarte bine, dar problema noastră este în apărare. Avem 3-4 zile până la meciul de la Iași în care va trebui să schimbăm un pic defensiva și să vedem ce am de făcut acolo. Am câștigat un meci aici, asta înseamnă că eu la Iași trebuie să câștig cele două meciuri pe care le-am. Momentan, scorul este egal 1-1 după meciurile de la Târgu Jiu. La Iași se va juca luni și marți, iar în cazul în care una dintre echipe va câștiga ambele jocuri, va scăpa de emoțiile play-out-ului. Dacă își vor împărți însă din nou victoriile, se va disputa un al cincilea joc decisiv la Târgu Jiu.